Revin după vreo oră să înceapă să fiarbă. Punem pauză aici până fierbe puțin. Deci am pus vreo 70 de litri de apă, 4 pungi de sodă, decât că nu suport aburul ăla, e toxic tare când fierbe. Îmi intră așa pe gât de monstru. Cam asta e treaba, deci toate cutiile. Ia uitați-vă, am și caturi de curățat. Dezinfectare totală. Deci vreau la stupina cealaltă să mă duc doar cu caturi dezinfectate, cutiile dezinfectate, rame noi, podișoare știți că am făcut noi. Cam asta. Vreau să spun că soda dizolvă și vopsea. Deci dizolvă și vopsea după lad. Atât de puternică. Asta e vopsea. Asta albă.
Hai că n-are rost să mai stau să filmez. Uf, cu telefonul ăsta. Ia. Deci uite, s-a luat. Aici era numărul ăla scris, s-a și luat după cutie. Uite pe asta. Uite cum se vopsea. Trebuie să le vopsesc din nou, dar treaba e că intră în lemn bine, topește și ceara și propolisul. Deci ceara și propolisul topește. Îl dizolv. Uite, ce se vede alb e vopsea dizolvată.
oțet. Cred că sunt vreo 80 de litri de apă. N-are rost să mai filmez. Deci le-am limpezit odată cu apă, cu furtunul, și acum le limpezesc cu apa asta cu oțet. Vreo 2-3 zile să usuce și după aia mai au de vopsit. Cam atât, sănătate și mai bine.